Suntem într-o fază foarte avansată, avem aproape 4.000 de semnături. Este o susținere din partea buzunarilor și ulterior am constatat la nivel național că românii își doresc acest lucru și este foarte bine că această inițiativă a plecat de la Buzău. Trebuie să ne batem pentru el, trebuie să ne batem pentru sănătatea noastră, trebuie să ne batem în fiecare zi pentru sinceritatea în piețe. S-a interpretat greșit la un moment dat faptul că acest proiect se adresează doar celor care produc în România sau producătorilor români. Nu este adevărat. Din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere, acesta va aduce o siguranță și vom ști în fiecare zi ce consumăm în piețele din Buzău. Știți foarte bine, Consiliul Local se opune, se opune cu cerbicie, doar dintr-o ambiție, doar dintr-o aroganță. Nu are niciun fel de explicație pertinentă pentru opoziția pe care o face de fiecare dată. S-a bătut în Consiliul Local colegul Irinel Cârstea pentru acest proiect. În noiembrie, spre sfârșit sau chiar probabil în decembrie, vom depune un proiect împreună cu consilierii noștri în Consiliul Local și probabil că acolo vom vedea mult mai bine cine se opune acestui proiect și vom devoala cine sunt adevărații opozanți. Nu vreau să fac acuzații aici, nu este momentul neapărat. Este momentul să explicăm noi foarte bine ce vrem să facem și ulterior să vedem care ne sunt resorturile. Deci, susțineți în continuare, asta era un fel de dar de seamă.